Pe parcursul perioadei de sărbătoare, atunci când mulți oameni aleg să călătorească, polițiștii ieșeni își intensifică acțiunile pentru a menține siguranța. Astfel, reprezentanții poliției ieșene au acționat în perioada mini-vacanței de 1 iunie pentru a nu fi înregistrate incidente majore. În perioada 1-5 iunie, oamenii legii au intervenit la 547 de evenimente, dintre care 496 au fost sesizate prin 112. În urma activităților au fost sesizate 138 de infracțiuni, fiind efectuate cercetări în toate aceste cauze. În plus, pentru neregulile constatate, polițiștii ieșeni au aplicat peste 1542 de amenzi în valoare totală de peste 560.000 de lei, majoritatea pe linie de ordine publică și rutieră, pentru că printre prioritățile poliției ieșene sunt siguranța rutieră și salvarea de vieți, au fost organizate mai multe acțiuni în trafic. Echipajele de poliție au reținut 137 de permise de conducere și au retras 61 de certificate de înmatriculare. Acțiunile de control au vizat de pistă și sancționarea încălcărilor legate de viteza excesivă, consumul de alcool înainte de a conduce, nerespectarea regulilor de depășire, precum și alte abateri care pun în pericol siguranța rutieră.